orele de dansuri și ne-am, uai, oare ne-am dorit foarte mult să fim la acest eveniment, însă nu știam cum să împart dansurile și acest eveniment. Îmi doream ambele la fel de mult. Așa că am zis, un coleg de-al meu a venit direct de aici, direct de la dansuri, a venit direct aici. Eu am zis, dar nu pot să vin așa că nu sunt îmbrăcată, da, în depresie, nu sunt îmbrăcată de un asemenea eveniment. Băi, sunt în Jäger, sunt în colan, sunt în... Acolo am zis, fac eu decât să dau în depresie, totuși am venit să vin aici. Totuși, înainte de asta, ca să ajungi în depresie, totuși te gândești din când în când cum poți să faci să ajungi mai repede la ea, cu un pistol. Cu un pistol, poți foarte ușor să scapi de depresie sau să intri în depresie. Poți să-l folosești pe post de armă să te omori, să te sinucizi, sau poți să-l folosești pe post de apărare, sau pe post de... sau pe post de... de jucărie. Ce fel de jucărie? Jucărie... Deci cam cum a fost subiectul numărul 2, și e tot greu. Pentru asta, nu poți să ajungi foarte ușor în depresie, decât dacă faci prea mult 69. Dacă faci prea mult 69, dacă stai prea mult 69, mă, intri în depresie, că n-ai cum. Numai 69, numai 69, intri în depresie. Îți mai aranjezi, cum mai poți să intri în depresie? Îmbrăcându-te zilnic, chiar și sâmbătă și duminica, în cămașă. Măi, cămașa, sunt foarte convinsă că cămașa este una elegantă, care se poartă, însă tot timpul gulerul ăla să te strângă, intri în depresie, nu știu cum. Să stai 7 zile din 7 cu cămașa aia pe tine, nu e posibil. Cu toții, cred că am făcut pană la mașină vreodată. Sau dacă nu cu toții, măcar am avut un prieten când mergeam la mare sau mergeam unde ne era lumea mai dragă și am făcut pană la mașină. Cum să nu intri în depresie când faci pană la mașină? Din acolo, mai ales eu, care știu foarte bine să conduc, mă trezesc cu o pană la mașină, e tot ce pot dori. Cum intri mai ușor în depresie? Pentru a intra mai ușor în depresie, am scris în cartea mea despre costume. Despre costume. Ce știți voi despre costume? Că ne bagă în depresie, da. Ne bagă în depresie. Numai ideea că, măi, trebuie să merg la întâlnire și îmi spune din start, trebuie să fii la costume.